să ne întoarcem la subiect, orice accesoriu, dacă știi să-l folosești corect, te poate ajuta foarte mult. Vorbeam de corecții, cum înveți câinele să nu se sperie, într-un cuvânt foarte tare. Atunci când folosești acea strunire din lesă, în primul și în primul rând trebuie să știi să dozezi la început, să-l obișnuiești cu acest lucru, și dacă acest lucru îl asociezi cu o chestie pozitivă, o să obții un câine care în momentul în care primește o corecție începe să dea din coadă, să fie fericit. Bun. Deci un stimul tactil care practic îi induce starea de conexiune, de lucru, de drive-ul și îl energizează să poată să ducă activitatea. Să știi că este foarte interesant, dar cum ajungi să dobândești chestiunea asta cu un câine? Că unii dacă află chestia asta zic că, păi stai mă, dacă îi trag 5 gărzi în gât, vorba unor pretenari de ai noștri din domeniu, dacă îi dau 5 gărzi în gât, practic îl fac să lucreze, să danseze pe sârmă. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Trebuie să ai mână pentru așa ceva și trebuie să știi să faci acest lucru. Cătălin, lucrurile astea sunt greu de explicat în cuvinte, pentru că în momentul în care lucrezi cu câinele, simți lucrurile astea. Nu există o definiție clară a unui lucru. Te adaptezi câinelui, firii, ceea ce îți transmite la momentul respectiv. Trebuie să simți câinele, într-un cuvânt. Și trebuie să înțelegi doza de sensibilitate a lui. Trebuie să înțelegi până unde, să zic așa, poți să sar calul cu câinele respectiv, unde trebuie să te oprești, unde trebuie să recompensezi. Da? Deci, ca să încheiem capitolul cu urma, există în urmă și acele sugestii din lesă care îl energizează sau îl refocusează pe cățel sau îl aduc exact pe linia pe care ți-o dorești, pe dâra exactă de miros, corect? Este foarte simplu. Asta e dâra de miros, da? Da. Ai un câine care deja ai pretenții, da. Da? În momentul în care, de exemplu, el încearcă să iasă din urmă, din varie motive, pentru că pe sol se pot întâmpla foarte multe lucruri, poți să-l atenționezi printr-o corecție, da. Care deci el o cunoaște, o conversație între tine și el, care el o cunoaște deja, da. O cunoaște, asta este, asta și-l atenționezi, este vezi că nu-i ok ce faci. Și atunci câinele cu siguranță va intra înapoi în urmă, da. Moment și în care tu poți să încurajezi să-l auzi acel lucru, da. Și câinele va înțelege foarte repede, okay. Bă, atâta timp cât stau deci, aici, exact, okay. Cum spuneai, este o chestiune de nivel de prelucrare a urmei, nu poți să faci asta cu un începător. Nu, există, de exemplu, cu pui se lucrează, mulți lucrează cu două lese pe sub picior și efectiv duc câinele între picioare și nu lasă să plece de acolo. Și asta e o metodă. Repet, metodele sunt multe și trebuie să le adaptezi funcție de câine. Fundamental te bazezi, când e cățelușul mic, te bazezi pe instinctul lui de hrană, deci el își caută mâncarea când a simțit mâncare, o ia razna și totodată învață pe starea aia de dorință de a găsi hrana, să-și folosească nasul și să se autocontroleze un pic când se duce să o găsească. Altfel, dacă se duce prea repede, o ratează pe asta din urmă. Și el învață să o ia din aproape în aproape. Noi când eram la Ciorani, am făcut și eu urmă, dar tot un foarte bun prieten de-al nostru numit Nica Nicolae, cu care m-am cunoscut chiar acolo în cadrul acelei unități de dresaj la Ciorani, mi-a dat niște mici tipsuri, un mic secret. Bă, uite, pune într-o sticlă niște ciorbă sau supă găuri în dop, te duci pe iarbă frumos întinsă, așa faci o dâră de miros de ciorbă și câinele când va simți, va învăța să ducă pe dâra aia. După aceea, dâra aia o cam întrerupe așa la fiecare repetiție. Până principii, la urmă... Principiul cam același. Cam același, corect? Da. Dar foarte interesant. Uite, tot un tip de început.
știi? Care, da, care te ajută. Sunt o mie și una. Imaginație să ai că poți începe în orice fel și să ajungi la nivel de competiție. La un seminar la care am participat, dar nu mai știu exact la care dintre ele, cineva a pus o întrebare. Nu știu, era vorba despre aport, nu știu despre ce era vorba. Și întreabă, domnule, uite, metoda asta, la chestia asta, e bună? Așa. La care tipul care ținea seminarul, zice, orice metodă care îți dă rezultat, este bună. Este foarte bună. Care? Înțelegi? Deci de-aia spun că mai de mult așa se lucra. Sau pantoful îmbibat în pate. Sau... Da. Deci dacă să stau să-mi aduc aminte... Oricum, totul era bazat pe pică, pe mâncare, pe mirosul mâncării. Exact. Foarte interesant. Partea de disciplină mi se pare o parte extrem de complexă, așa cum spuneai, și mie mi se pare la fel de complexă partea de disciplină din IPO. Tu ești un bun instructor de dresaj și de companie. Dincolo de latura aceasta, de specialitatea asta de IPO, tu lucrezi cu oameni pe dresajul de disciplină, de companie, care este pentru omul respectiv, este mai importantă decât IPO. IPO aude doar din cărți dacă le citește, dacă nu, azi... pe el interesează să fie câinele cu minte. Ce folosești tu cu succes din toate tehnicile de IPO, de disciplină, de IPO, deci practic de competiție, de nivel de competiție, în dresajul și instruirea oamenilor cu câini din tot felul de alte rase care nu au calitățile acelea deosebite care le au câinii cu care ai participat. Acum, astăzi, fac așa o glumă, ai parașutat aici, dintr-o dată, m-ai găsit într-un echipament foarte frumos, cizme de gumă și așa mai departe, cu clienți în teren și ai văzut că de la bișon la, ce vrei tu, tibetan, sau labrador, tibetan, ce mai fost pe aici, schnauzer, toate, american bully și așa mai departe, toți acești câini au avut probleme. De a ajuns aici și lucrez cu fiecare în parte, că le rezolv problemele de comportament, că parte de disciplină. Exact cum spuneam înainte, în momentul în care într-o meserie știi să faci lucruri complexe, ți-e mult mai ușor să faci lucrurile simple. Vorbind de, nu neapărat de disciplina de IPO, de tot ce se întâmplă în IPO, pentru că, așa cum ți-am spus, disciplina există și în pază și în urmă și așa mai departe. Înveți practic să cunoști câinii, să știi să-i gestionezi, să știi când să vii cu părți negative, când să vii cu părți pozitive care să anuleze acel negativ, pentru că exact ce ți-am spus. Deci atâta o timp... legătură foarte, foarte exactă între negativ și pozitiv, nu neapărat clar. Invers. Nu. Corect? Există... Este pe negativ trebuie să-l asociezi cu pozitiv, nu pe pozitiv să-l asociezi cu negativ. Asta, este un detaliu foarte important. Ai deschis subiectul ăsta la multă lume, spun lucrurile astea și la clienți care vin și sunt dresori, da, lucrezi cu un puiuț de 3 luni, cu păpică, numai pe pozitiv și așa mai departe, te joci cu el, dar eu, de exemplu, am o altă, total altă gândire din punctul ăsta de vedere și aici discutăm strict de disciplina de basic, cum vrei tu să-i spui, și asta am aplicat-o și la IPO, să știi. În primul și în primul rând, câinele trebuie să știe că trebuie să facă, că este obligatoriu să facă ce-i cer tu. Acum, tu trebuie să știi să-l înveți lucrul ăsta, nu ai cum să-l înveți să facă doar pe pozitiv. În momentul în care mergi doar pe pozitiv, ai surpriza care are fiecare client care vine la mine și îmi spune, domnule, câinele meu știe să facă șe, știe să facă culcat. Ok, deci ai mai ajuns la mine în primul și în primul rând, dar dacă tu spui că acest câine face șe și culcat, spune-te rog frumos să culce. Evident, omul îi spune de 7 ori și crede-mă, poate 5% fac. Dar cum îți spun, da, face la mine în sfragerie sau exact, doar când sunt exact. În curte și am și asta este rezultatul. Asta este rezultatul muncii și a construirii câinelui doar pe pozitiv. Pentru că acel câine practic învață să facă nu pentru că îi cer tu acel lucru, ci face doar pentru acea recompensă. Și dacă nu ar fi o mare problemă, pentru că lucrurile arată foarte frumos din exterior când lucrezi așa. E un tablou drăguț, da. Foarte frumos arată, mult mai frumos atunci când încep cu el puțin pe negativ, mai ales dacă ai un câine care viața lui până la un an jumate când ajunge la tine, să zic, la dresaj, toată viața lui a fost roză.
În momentul în care apare o chestiune negativă, acolo se cam schimbă situația. Acum, atunci îi pică semnalul și gata, nu mai ești nici prietenul lui, nu mai este nici echipă, am ajuns în iad. Și atunci eu merg pe principiu că acel câine, și repet, și câine de ipo am făcut așa, trebuie să înțeleagă că e obligatoriu să facă ceea ce îi spui tu, că îl înveți mecanic, cum vrei tu, dar de fiecare asta e ordinea lucrurilor. Eu sunt conducătorul, așa? Îți cer și tu trebuie să faci. Și de-abia apoi vine recompensa. Da, vezi tu, aici există un tâlc. Bă, de ce trebuie neapărat câinele să facă ce îi spun? De ce trebuie neapărat să facă ce îi spui? Adică să nu existe negociere. Unde poate ajuta cândva în viața omului și câinele respectiv treaba asta? În momentul în care vorbești de un câine de o disciplină de basic, înseamnă că vorbești de un câine care conviețuiește cu oameni. În momentul în care ai un câine care conviețuiește cu oameni, cu noi, în societate, trebuie să ai un control asupra lui. Nu poți să ai un câine, nu poți să ai un câine besmetic, un câine necontrolabil care îți creează tot felul de probleme. Da? Și atunci trebuie să ai un control asupra lui. Inclusiv câinele care stă pe lanț în curte, tu trebuie să ai un control asupra lui cât de cât, pentru că trebuie să vină veterinarul să-l vaccineze. Bravo. Așa și atunci este. Ce facem? Așa este. Chiar și câinea din curte cu care te conviețuiești, trebuie să ai o relație în care să te bazezi pe controlul lui atunci când chiar viața lui e pusă în pericol. De aceea, parte de disciplină, de basic, eu la toată lumea spun, avantajul mare este că acel câine învață să fie subordonat, să înțeleagă că trebuie să colaboreze, da? Nu să fie un animal sălbatic. Nu e cel mai important lucru că face pas, că face șez, că face culcat și așa mai departe. Cel mai important lucru că prin aceste lucruri, da, câinele învață să fie, da, subordonat. Și atunci relația ta cu câinele este alta. Deci practic tu spui că prin șezi, culcat, un pas, adică exact. Acestea sunt doar de fapt niște pretexte, exact, corect? Exact. Prin care ceri câinelui să facă sau verifici măcar dacă face ceea ce îi spui. Și atunci știi că în relația cu el tu ești conducătorul și el este cel care animal, te urmează. Orice animal de haită are un lider pe care îl respectă. În relația om-câine, liderul trebuie să fie om. Evident că dacă ajungem în situația în care liderul este câinele, e o problemă gravă. O problemă gravă, așa este. Și atunci, printr-un dresaj de disciplină, de basic, rezolvi practic probleme de comportament ale câinelui. Deci rezolvi și comunicarea, adică exact, limbajul comun de comunicare, da, între tine și câine, rezolvi și rezolvi și problema de bucătărie internă. Băi, care intră prim pe ușă sunt, și care sunt câini, sunt câini care vin la dresaj, care, crede-mă, Cătăline, nu se iasă din curtea aia niciodată a proprietarului. El aduce la dresaj. Și e bine. Păi da. Problema cu ceilalți care așteaptă, vorbim de ajung caucazieni, să aibă probleme. Caucazieni și alți câini care se trezesc să pună mâna pe un telefon doar când au probleme, când au mușcat pe nu știu cine, când au făcut, deja acolo e o problemă. Acolo care... deja ne ducem în zonă de reabilitare, de și acolo... câinele își tulbură comportamentul și noi trebuie să intervenim cumva ca niște zei, da? Nu, să modificăm total percepția câinului despre viață și despre conviețuirea lui cu omul alături, da, de care trăiește. Da, 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 da. Dificil. De aceea spun că partea de disciplină e foarte importantă în viața unui câine, în relația cu omul. Dar ți s-a întâmplat să folosești în disciplina asta de zi cu zi tehnicile acelea din IPO? Că în IPO disciplina este una strictă și spectaculoasă, da? Așa cum vorbeam. Exact, exact cum ce face câinele în IPO? Exact când, trebuie să fie când o arată disciplină? Exact așa trebuie să fie și o disciplină de basic. Din punctul meu de vedere, chiar aia e mai importantă să fie foarte bine pusă la punct, pentru că în viața de zi cu zi poate să fie momente în care chiar ai nevoie. Un câine de IPO, dacă faci o greșeală în examen, nu faci decât să pierzi puncte. Dar într-o disciplină de basic, într-o anumită situație, nu ai control asupra câinelui, s-ar putea să te coste foarte viața câinelui, de exemplu. Dar, de exemplu, în IPO există tehnici... Există tehnici speciale și tu știi foarte bine, chiar o să te provoc să ne dai câteva mici tipsuri de astea, cum faci un câine să fie atât de atent la tine, pentru că
ceea ce știu eu că m-a fascinat în momentul în care am văzut prima oară un câine făcând disciplina de ipo, era tot prietenul nostru Nica, da, mi-a arătat o casetă video cu campionatul mondial din 1993. Eu în armată eram în 97, deci nu era mare diferență. Băi, dar am văzut câinii ăia, nu existau malinoi, erau doar ciobănești germani, bă, toți câinii erau super atenți la handlerii lor. Vis-a-vis de chestia asta, să nu-ți uiți vorba, că acum mi-a adus aminte, pe vremuri nu existau materiale din care să înveți. Noi eram puțin închiși. Da, cam închiși. Nu aveam documentație, nu aveam nimic. Cineva a făcut rost de o casetă cu un renumit dresor din Ungaria, Vereș Lajos se numește, da, care chiar a ținut seminar în România, un om spectaculos, este destul de în vârstă acum. Trebuie să vorbim și despre seminar. Când am văzut prima casetă cu câini care doar latră la infractor și îl semnalizează, când am văzut câini care mergeau cu capul așa, sus, da? Am rămas fascinat. Credem, am încercat tot felul de metode. Așa. Nu știi cum naiba... Acum că veni vorba de lucrul ăsta, mi-aduc aminte. Primul câine care am încercat să-l fac așa, era un câine extrem de bun de pază și un câine cu instinct foarte puternic și partea de pază îi plăcea la nebunie. Și mi-a trecut mie prin cap, a fost să-l învăț să stea cu capul așa către mine, punând infractorul în partea dreaptă și să pliba infractorul paralel cu mine. Adică tot felul de metode în care reușești să faci cumva câinele ăla să se uite la tine. Evident că nu mi-a ieșit tehnica. Da, de exemplu, când lucrez cu un... și am văzut că și la tine pe Facebook acolo ai niște clipuri de-a dreptul spectaculoase, acum recente, instruind oameni cu câini de lucru să meargă cu atenția aia. Dă-ne câteva soluții, cum înveți un câine să ridice privirea în câteva etape, așa. Aici iar vorbim de motivație, care e esențială. Aici se pot folosi două, joacă sau mâncare. Depinde de câine. Da. Repet, mie îmi place să folosesc joacă, minge, instinct de vânătoare. Pentru mine chestia asta va rămâne întotdeauna în picioare. Și practic trebuie să înveți pe scurt, îți spun, se lucrează la contactul vizual. Ceea ce înseamnă că atunci când te uiți în ochii mei, da, te joci. Ah, ok. Este deci, foarte simplu. Deci, practic, principiul. E o condiționare operantă. Exact. Oferă-mi acest comportament, privește-mă, că după aceea vine markerul magic, da. Unii folosesc dacă, clicker, alții folosesc da. Ok, dacă și așa mai departe. Dacă te uiți și la dresori de prin Europa și așa mai departe, care își expun antrenamente pe internet, o să vezi foarte mulți care lucrează cu minge, cu baton, da. Câinele frumos în partea stângă, da. El cu mingea pe lângă capul câinelui și câinele tot la el se uită, știind că e minge acolo. Este condiționat astfel. Dar cum reușești să faci un câine care e disperat după o minge sau după un baton de la, în loc să se uite la baton, să se uite în partea cealaltă la tine? Cum reușești să faci asta? Foarte simplu. Să zicem că ție îți plac cartofii prăjiți cu o ceafă. Așa. Și ți-o pun în față. Să mor după ei. Și nu te las, o iei, nu te las. Și la un moment dat nu te uiți la mine să mă întrebă, bă, dar de ce? Ești nebun, dar de ce nu mă lași? Da, dacă... Așa, atunci să zici, du-te mă și iau. Am înțeles. Principiul e foarte simplu. Deci apucați-vă de mâncat cartofi prăjiți, da? Lucrurile în dresaj nu sunt complicate, trebuie doar să le gândești. Sunt foarte simple. Foarte. Dacă faci asocieri, dacă reușești să faci câinele să asocieze lucrurile, lucrurile merg foarte bine. Și atenția asta din IPO are o importanță în dresajul de companie? Basic, așa cum îl numești tu? Măi, eu zic că da. Pentru că atât timp cât, și aici iară putem discuta de niște lucruri, atât timp cât ai un câine care este atent la tine, cu siguranță comunicarea cu el va fi mai bună. Mai bună. Da? Ai semnalul mai bun de la el. Care poți să o faci, repet, pe pozitiv sau pe negativ. Că veni vorba cum de lucrul ăsta. Cum mai face pe negativ, de exemplu? În primul și în primul rând, câinii se menajează pe ei. Da. Asta este da, e o realitate. O realitate și este o chestie normală și naturală. Sunt un pic egoiști. Sunt egoiști. Eu spun la multe. Acum să vorbim pe șleau, că tot nu ne vede nimeni. Sunt un pic egoiști. Da. La multă lume spun, tu ce faci pentru câinele ăsta? Tot. De la momentul în care îl cumperi, îl vaccinezi, îl speli, îl hrănești și așa mai departe, îi oferi totul. Spune-mi tu mie, te rog frumos, câinele ăsta ce face pentru tine? Nimic gratis. Nimic gratis.
Și atunci, câinele având instinctul ăsta de conservare, tu poți să-l folosești. Dacă eu iau un câine și merg cu el la pas, pe teren, un câine care acum învață, și de fiecare dată când eu mă duc brusc, schimb direcția de mers spre dreapta și asociez acea schimbare de direcție cu o corecție. Și dacă fac lucrul ăsta de 20 de ori, acel câine la un moment dat mă va urmări sau nu? Să vadă când te duci în altă parte. Nu o să mă urmărească că mă iubește, ci o să mă urmărească să evite conflictul. Deci se adaptează practic unei situații. Acolo deja pe baza instinctului de conservare. Da, acolo deja vorbești de o atenție, cum să-i spun eu, forțată. Dar o obții. În momentul în care obții lucrul ăla și ulterior vii cu o recompensă puternică, o să vezi că acel câine, chiar dacă se pare din exterior timid și timorat pentru că nu-i convine ce îi se întâmplă, în momentul în care știi să vii cu recompensa și cu pozitivul foarte mult, o să vezi cum câinele a înțeles acel negativ și va face acel lucru foarte fericit. Adică, practic, el se adaptează situației. Bă, cum să fac să nu mai apuce nenea ăsta să tragă de zgardă? Exact. Ok, mă mișc repede după el. Ai văzut că am rezolvat cazul? Deci, un tip de motivație. S-a adaptat situației. Întotdeauna, oameni buni, să înțelegeți că acești câini se adaptează fiecare situații în care se află. Dar voi trebuie să știți tehnică, tocmai de aceea instructorii dresori vă susțin și vă învață că voi trebuie să fiți mereu întotdeauna cu un pas înaintea lor, pentru că dacă ei se adaptează unei situații și învață să facă lucruri ca să le iasă lor bine și tu nu mai ai soluții după aceea ca să mergi mai departe, există un impas. Tocmai de aceea instructorii vă învață cum să comunicați cu câinii voștri chiar și din acest punct de vedere. Dar tu ai spus bine, după ce vine recompensa, ok, îl obișnuiești cu lesa și zgarda, da, îl tragi, câinele începe să vină. Avantajul tehnicii de care spui tu este că tu nu asociezi ceva plăcut cu negativul venit din zgardă și lesă, corect? Da. Pentru că nu i-ai arătat întâi mâncarea, exact. Și după aceea ai început să tragi de zgardă. A căzut cerul pe el, a zis, ia uite, mă uitam și eu la recompensa asta, acum, de fapt, recompensa asta mă duce în zmucituri de zgardă. Și atunci, practic, îți e un as în mânecă mâncarea pe care o folosești, sau mingea, sau batonelul orice pe care înseamnă recompensă. Atunci îl obișnuiești, neasociat cu nimic decât cu mișcarea, asociezi sugestiile din zgardă, câinele urmărește mișcarea, da, ca să prevină tragerea de gât, se menajează, de zgar, se menajează un pic, da, și pune un pic de viteză, de drive în a face lucrurile astea să țină ritmul cu tine. Și apoi tu, după ce el a cam învățat ce să facă, privindu-te să vadă când să se lege lucrurile, tu vii cu recompensa. Exact. Ce se întâmplă în momentul în care vii cu recompensă, după ce el deja știe ce acolo, să facă cu lesa și acolo se întâmplă clicul ăla. De clicul ăla, buf, exact, evrica. Cât de tare e dresajul, de fapt. În care vezi că acel câine din starea care din exterior pare urâtă, să spun așa, schimbă starea, începe să dea din coadă și începe să aprecieze acea recompensă. Se schimbă perspectiva, pur și simplu. Exact, exact. De exemplu, la câinii de ipo, că vorbeam de câinii de ipo și de atenția de la câinii de ipo, este foarte simplu, mai ales după ce ai învățat câinele pe contactul vizual, pe poziția care trebuie să o aibă în mersul la pas sau în orice alt exercițiu, tot timpul trebuie să fii atent. În momentul în care câinele își pică din atenție, da, lasă capul jos, poți să corectezi fără nicio problemă. Deci aici este schema, că corectura, deci el lasă capul, tu îl trage, îl atenționezi, băi, vezi că aici trebuie să fii cu ochii. Exact. L-ai tras, el ridică privirea. Și acolo, da, dacă vii cu recompensă, câinele o să înțeleagă că tragerea de zgardă de fapt e ceva pozitiv. Ok, boss, exact. Hai să performăm. Exact. Corect? Exact. Deci negativul, așa cum îl tot numim noi aici, da, este în strânsă legătură cu pozitivul, dar este important să se familiarizeze cu sugestiile din lesă și zgardă, pe care apoi le îmbunătățești ca răspuns din partea câinelui, dându-i recompensă. Deci, exact. Negativul este asociat cu pozitiv, nu mâncarea cu trasul de zgardă, adică nu pozitivul cu negativ.
Ordinea asta este foarte importantă, foarte corect? Importantă, exact ce spuneam la început, că atât timp cât câinele va înțelege acel negativ, nu se vor crea conflicte. Normal că la început, mai ales un câine care a avut, așa cum am spus, o viață roz și în momentul în care pui un șnur pe el sau un câine, de exemplu, care a mers doar în ham și tu pui o zgardă, normal că acel negativ, că este un negativ pentru el, îi va crea probleme. Adică îl mai surprinde, ales, îl mai ales șochează. Mai ales la mansardă. Și moment, atunci manifestările lui sunt urâte. Și din afară se vede foarte urât. Atitudinea, postura corporală se schimbă. Dar dacă știi să îl treci peste aceste bariere ale lui și vii după aceea cu părțile pozitive, câinele va înțelege foarte adică repede. Adică tu spui, și în traducere pentru cei care ne privesc, tu spui că, de fapt, câinele este în procesul de adaptare la noua situație. Exact. Și asta implică și expresivitate corporală, posturi corporale care nu arată foarte bine. Nu arată foarte bine. Dar, exact ce vorbeam mai devreme, câinii au această capacitate extraordinară de a se adapta noilor situații. Și odată ce au înțeles noile situații, ușor, ușor, mina se schimbă. Astăzi ai văzut o parte din câine aici care, crede-mă, au venit cu probleme mari cu câteva ședințe și munca de lămurire trebuie să ai cu proprietarii în momentul în care faci lucrurile astea. Trebuie să-i faci să înțeleagă acest lucru, pentru că asta e etapa cea mai grea. Nu poți un câine să-l educi doar din pozitiv. Și noi, ca să luăm un salar la final de lună, ne place, nu ne place, în fiecare zi trebuie să mergem la serviciu. Și trebuie să o facem în condițiile în care starea noastră psihologică nu e întotdeauna. Înțelegi ce spun? Asta se întâmplă și cu câinele. Pe lângă asta, câinele face totul din instinct. Nu că nu are sentimente, are sentimente, dar nu alea primează. Lucrurile care primează la câine sunt instinctele de supraviețuire, de conservare. Toate sunt instincte. El, pe baza acestor instincte, reacționează. Exact ce îți povesteam la un moment dat, că vin oameni cu câini care spun așa, Cane Corso. Dom'le, cel mai cuminte câine, cel mai pașnic, cel mai... Da, pentru că acel câine este pașnic, pentru că nu l-ai deranjat niciodată. Dar ai surpriza că, de exemplu, cățelul ăla tău simpatic și haios și cel mai cuminte se urcă în canapea și tu vrei să-l dai jos și te miri că te mușcă de mână la un moment dat. Da. Înțelegi? Da. Deci câinii se menajează pe ei și își urmăresc interesele. Și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Pentru că câinii se menajează pe ei și tu acest lucru trebuie să-l folosești și în dresaj. Deci, ideea este așa că un câine, hai să fim la faza asta, un câine care se suie în canapea, înțelege că acolo este mai confortabil. Totodată, câinii sunt un pic cam nemiloși cu noi. Ei întotdeauna caută să ordoneze lucrurile în relația cu cei alături de care trăiesc. Și de preferat, instinctiv, instinctul le spune asta, de preferat este să conducă. De ce? Pentru că tot instinctiv știu că atunci au cele mai mari privilegii. Și în condițiile astea e o mare luptă pentru ei, prin tot felul de tertipuri, să demonstreze stăpânilor lor că ei sunt conducătorii, de fapt. Atunci, și de obicei, asta, să țineți minte, se întâmplă ușor, ușor, cu seriozitate din partea lor și privită cu seriozitate, cam pe la vârsta de un an și trei luni, un an și cinci luni. Da, când intervine maturitatea sexuală și așa mai departe. De aceea aici deja putem discuta și despre sexualitatea câinelui mascul sau femelă, așa, de exemplu. Din punctul meu de vedere, acum vorbim, lumea trebuie să înțeleagă că vorbim la modul general, nu că nu există excepții. Da. Un mascul tot timpul va avea tendința să domine mult mai mare decât o femeie. Mai aprig la mânie un pic, așa, se aprinde mai repede când e vorba de conflict. Masculul tot timpul, ca și într-o haită, tot timpul există competiție și fiecare încearcă să ia locul celui de sus. Exact asta se întâmplă și în relația noastră cu câinii, în special la masculi. Pentru că ei nu înțeleg alt stil de viață, adică nu poți tu să le ridici pe la stilul tău de înțelegere, dar nu gândesc tu rațional. Să cobori la nivelul lui de înțelegere, exact, și să te adaptezi, să vorbești pe limba lui.